Calea Ferată din Moldova riscă să nu poată rambursa creditul pentru cele 12 locomotive achiziționate dintr-un împrumut de 110 milioane de euro ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a situației financiare precare întreprinderii. Cel puțin asta susține fostul director al întreprinderii Iurie Topală, dar și consilierul prim-ministrului Oleg Tofilat. Până la publicarea materialului, actuala conducere a CFM nu a oferit un răspuns vis-a-vis de situația de la întreprindere. Dar tot ține de cum o să gestioneze. După cum văd eu acum, șansele sunt mici. Salariile nu se poate cita. Fiindcă la Calea Ferată e o întreprindere specifică și e o întreprindere foarte greșă. Nu trebuie să operez aici, e foarte sensibil, că nu depinde tot de Calea Ferată. Vedeți că acum i-a dat și ciuma asta peste noi. Vedeți, asta e tot un forț major care nu pot să-l previe. Asta nu se poate de prevenit, chestiile așa care sunt. La Calea Ferată sute de așa, sute. S-a supărat rusul, noi mergem minus cu banii, s-a supărat ucraineanul, minus, Transnistria, iar minus, pe ceala nu supăra, pe ceala duce cu tot și vorbește. Aici trebuie gestionare corect, fiindcă marfa cea mai multă venea din Rusia, Ucraina și adică din post-spațiu sovietic. Venea, adică Calea Ferată se ține pe transportul de marfă. Fostul director CFM spune că situația la întreprindere este dificilă și fără o injecție financiară din partea statului, în jumătate de an, aceasta și-ar putea asista activitatea. El susține că la frontiera dintre România și Ucraina trenurile stau câte o săptămână, în timp ce prin Republica Moldova abia detrece o garnitură pe săptămână. Există oare risc ca întreprindere de stat, Calea Ferată a Moldovei, să nu fie în stare să achite locomotivele? Da, sigur. Sunt chestiuni interne, endogene, asupra la care poate influența managementul la Calea Ferată sau statul, dar sunt și chestiuni absolut exogene care sunt în afara controlului autorităților. În primul rând, partea exogenă ține de piață. Va fi oare suficientă cerere? Aici e greu de pronunțat pentru că principala marfă transportată de Calea Ferată ultimii ani a fost minereul de fier pe coridorul sudic, taman în tranzit din Ucraina către Galați în România. Oleg Tofilat, consilierul premierului, crede că nu trebuie să ne sperie riscul de nerambursare a creditului, cât lipsa de acțiuni pentru reducerea acestuia. Potrivit lui, pentru diminuarea riscurilor este nevoie de reformarea CFM prin separarea în câteva întreprinderi distincte. El speră că locomotivele vor fi incluse într-o entitate separată. Totodată se ia în calcul și recreditarea CFM de către Ministerul de Finanțe. Respectiv, locomotivele vor rămâne în gaj, iar statul le va putea vinde sau da în locațiune pentru a putea rambursa creditul. În ceea ce privește reforma CFM, Tofilat a spus că în aproape 2 ani am putea avea un sector feroviar modernizat, însă totul depinde de voința politică. Acest credit, dacă nu va fi urmat de o reformă profundă, care în primul rând se include separarea, 2. Un management transparent, deoarece ce se întâmplă la Calea Ferată nu știe absolut nimeni, tarife clare, reguli clare și concurență. Dacă nu facem lucrul acesta, atunci noi riscăm ca acest credit să fie o problemă de restituire lor. Economistul speră că inclusiv creditorii vor presa autoritățile să reformeze CFM-ul pentru a putea primi banii și a dezvolta întreprinderea. Potrivit lui, logistica precară frânează și exporturile din Republica Moldova. De exemplu, din lipsa logisticii, anul trecut o parte din recolta de rapiță a rămas în țară, în timp ce fabrica din Călăraș, România, a rămas fără materie primă. Cele 12 locomotive pe care le-a achiziționat CFM au fost asamblate în Kazahstan și urmează să ajungă în Republica Moldova la sfârșitul lunii iulie. Banii din împrumut nu vin direct, ci prin Ministerul Finanțelor, care a alocat din contul creditului 20% din costul locomotivelor, iar mijloacele financiare au fost incluse în capitalul social al întreprinderii. CFM este într-o situație dificilă. Astfel, din cele 139 de locomotive existente, 134 și-au depășit durata de amortizare. Totodată, peste 25% din infrastructura feroviară nu mai poate fi exploatată și necesită reparație capitală, iar peste câțiva ani, circulația pe mai mult de jumătate din căile ferate ar urma să fie suspendată. În ultimii 7 ani, întreprinderea de stat a generat pierderi care se apropie de 1 miliard de lei.
Pierderele au crescut în ultimii ani din cauza scăderii numărului de pasageri, în special pentru transportul internațional, dar și a transportului de mărfuri. Totodată, veniturile sunt în continuă scădere. Costurile salvării CFM sunt estimate la câteva sute de milioane de euro. Din cauza pandemiei, întreprinderea a asistat pentru o săptămână la sfârșitul lunii aprilie serviciile de transport marfă, sursa principală de venit a CFM. Proiectul de reabilitare a infrastructurii feroviare din Republica Moldova și de achiziția locomotivilor este din anul 2014. Valoarea împrumutului este de 110 milioane de euro. 50 de milioane de euro au fost acordate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și 45 de milioane de euro au fost acordate de către Banca Europeană pentru Investiții pentru achiziționarea celor 12 locomotive. Împrumutul a fost acordat pe o perioadă de 15 ani cu o scadență de 3 ani. Iar recent, guvernul a ajuns la o înțelegere de principiu cu cele două instituții financiare pentru suplinirea împrumutului cu încă 40 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii feroviare din sudul Republicii Moldova.